Chiar dacă nu a dat bătaie de cap autorităților, codul galben a scos în stradă echipajele poliției rutiere. În vizorul oamenilor legii s-au aflat șoferii care au uitat să-și echipeze corespunzător autoturismele pentru iarnă. Recomandăm celor care conduc autovehicule pe astfel de sectoare de drum să aibă autovehicule echipate cu anvelope de iarnă, iar ce trece peste 3,5 tone, inclusiv cele de transport public de persoane care au 9 locuri, inclusiv al conducătorului auto, să aibă montate anvelope de iarnă pe roțile axei sau axelor trăgătoare sau să fie echipate cu lanțuri sau alte sisteme omologate și certificate. Primele controle în trafic au scos la iveală și primele nereguli. Ieri am avut 3 astfel de sancțiuni care au fost aplicate în trafic. Conducătorilor auto care au fost identificați cu autovehicule neechipate pentru iarnă, plus reținerea certificatului de înmatriculare. Noi recomandăm celor care circulă în sezonul rece și instalația de climatizare să funcționeze pentru a le permite asigurarea de fiecare dată când intră în intersecții să nu provoace un accident. Ninsoare a scos din casă și ultimii conducători auto care abia acum și-au adus aminte că ar fi timpul să schimbe anvelopele, iar vulcanizările au fost luate cu asalt încă de la primele ore ale dimineții. Se supraaglomerează și acum. Se supraaglomerează și nu poți să faci față la un moment dat. Care este timpul de așteptare acum când este aglomerat? Păi depinde acum și de tipul de mașină și de cum sunt strânse roțile în gheață, deci nu mai este ca și cum ar fi temperatura pe plus, acum scade. La o mașină de schimbat 4 anvelope durează cam 40 de minute. Chiar dacă în perioada următoare temperaturile vor mai crește puțin, iar zăpada va înceta să mai cadă, meteorologia anunță un nou val de ninsori începând de săptămâna viitoare.